O schimbare și pentru echipa oaspete. Șansă de 3-0 și este... Nu! Se poate așa ceva! Parcă l-am văzut pe Darius Olaru, jucătorul FCSB-ului, la meciul împotriva Chindiei. Uluitoare ocazia lui Vito Hammershøi Mistrati. E cum să ratezi de acolo? Incredibil, Deac reușește să-i paseze danezului. Acesta însă e adevărat, mingea a sărit destul de rău. E în continuare șocat, așa cum cred că suntem cu toții. Uluitoare ocazia lui Vito Hammershøi Mistrati din minutul 73. Vă spuneam, e acolo la bătaie pentru ratarea campionatului cu ocazia lui Darius Olaru, dar să vedem. Se analizează faza. A fost o intrare ceva mai tare asupra lui Deac. Cred că aici este problema. Fantastică ocazia lui Vito Hammershøi Mistrati. Jucător venit la CFR în această vară, a venit de la Randers. Aici este momentul în care Armaș îl busculează pe Deac. A fi sau a nu fi penalti la Cluj în CFR FC Voluntari. În camera VAR Ovidiu Hațegan și Marius Badea. O decizie importantă luată cu VAR de Horia Mladinovici, ne aducem aminte. În prelungire de prime reprize, Mladinovici a schimbat galbenul inițial în roșu pentru Aligi. Jocul merge mai departe, rămânem cu ocazia lui Vito Hammershøi Mistrati. Ocazie colosală, cu toată poarta goală în față din 7 metri, poate mai puțin. Danezul nu reușește să marcheze.